Haideți să deschidem împreună pavilionul României la Expo Dubai. Popcornul și ketchupul Heinz au fost prezentate drept inovații în materie de mâncare. Asta a fost tot, mă gândeam că e ceva mai mult, dar aici a avut loc ceremonia de inaugurare. Conceptul de water bar mizează pe resursa de apă minerală a României. Haideți să vedem ce are Portugalia. Salutare, salutare! Salutare tuturor! Bine v-am regăsit la un vlog marca Hai Hui în 2, de această dată de la Expo 2020. Da, ați auzit bine, cea mai mare expoziție din lume. Vom realiza astăzi o călătorie prin 192 de țări, printre care și România. Chiar sunt curios cu ce se mândrește țara noastră aici în Dubai. Da, fiecare pavilion expune istoria țării, tradiția culinară, inovațiile în materie de tehnologie și, de ce nu, elemente din artă. Suntem foarte curioși să vedem cum arată această ediție a Expo 2020. Bineînțeles că a fost amânată din cauza pandemiei și debutează astăzi, pe 1 octombrie 2021. Timp de 6 luni puteți vizita această expoziție. În anul 1939, în cadrul expoziției de la New York, era prezentată prima televiziune din lume. În anul 1876, Alexander Graham Bell prezenta telefonul. Iar în anul 1876, la Philadelphia, popcornul și ketchupul Heinz au fost prezentate drept inovații în materie de mâncare, iar un pic mai târziu, în anul 1904, cornetul de înghețată a fost prezentat în cadrul unui astfel de eveniment. Sunt foarte curioasă ce vom găsi noi astăzi aici și da, să înceapă o călătorie de câteva zile, pentru că noi avem un pas pentru întreaga lună octombrie și probabil că vom veni mai multe zile la rând. Da, am venit la deschidere în prima zi, că doar curiozitatea noastră este destul de mare și atunci profităm la maxim de faptul că ne aflăm în Dubai și nimic nu este întâmplător și care ar fi fost șansele să putem filma și să putem vedea cu ochii noștri un astfel de eveniment. Cred că se anunță a fi destul de grandios. Ultimul eveniment de acest gen a avut loc în anul 2015 la Milano, iar în anul 2013 Dubaiul a câștigat cu 116 voturi din 164 și mare bucurie a fost atunci. Sunt foarte emoționată pentru că sunt convinsă că vom găsi acolo elemente din viitor, elemente care peste 10-20 de ani vor deveni normalitate și vom fi mândri că le-am văzut cu ochii noștri înainte de a apărea pe piață. Chiar în momentul în care a avut loc expoziția de la Paris și turnul Eiffel a fost prezentat drept exponat, toată lumea l-a criticat și chiar s-a dorit demolarea lui. Prin urmare, probabil că participăm la un eveniment istoric astăzi. Siguranță. Hai să mergem. Hai. Noi am achiziționat un bilet care ne permite accesul în întreaga lună octombrie. Am plătit 95 de dirham de persoană, adică 110 lei. Cum se face accesul în interior? Ei bine, ai nevoie fie de vaccin, fie de un test PCR negativ, bineînțeles. Există aici, în proximitatea expoziției, un centru de testare. Noi am făcut testele dimineața și le-am primit în 4 sau 5 ore. Iar pe baza biletului, testul PCR este gratuit. Se pare că accesul până la expoziție o să se facă de aici, din parcare, cu autobuzele. La intrarea în expoziție avem aceste steaguri ce reprezintă fiecare țară participantă, adică 192 de steaguri. Haideți să-l găsim pe cel al României. Eu l-am văzut pe al Moldovei. Foarte multă lume și foarte multă securitate, sincer. Era de așteptat. Oricum, da, am venit și la grandios. Da, am venit și la o oră de vârf și e weekend. Iar aceasta este intrarea principală pentru pietoni, bineînțeles. Hai, Andreea, să vedem cine îl vede primul. Uitați steagul României cum e arborat aici în Dubai. Expo 2020 înseamnă de fapt trei mari categorii în care sunt incluse pavilioanele expozante. Opportunity este despre schimbare, despre un viitor mai bun. Mobility este despre conexiune, despre ideea de a lega oamenii din toate părțile lumii. Și ultima categorie, sustenabilitatea, din care face parte și România, include țări care au inițiativa de a proteja mediul folosind mijloace de ultimă generație. Am intrat după o serie de controle, am fost fotografiați, ne-au fost scanate biletele. Aici avem o hartă. Noi suntem aici și avem treabă mult. În vorba lui Ion, expoziția asta arată cât un oraș. Aceasta este piesa de rezistență a Expo 2020. Am înțeles că este un dom fără structură. Suspendat. Suspendat, da, abia așteptăm să-l vedem. Nu știm unde este România, pentru că nu scrie aici exact țările. Dar nu-i nimic,
că ne plimbăm, o să vedem tot ce înseamnă Expo 2020. Cred că venim 5 zile la rând. Așadar, să înceapă aventura. Se aude o muzică foarte faină, atmosfera, îmi place la nebunie. Parcă e sărbătoare. S-a terminat spectacolul când a venit și noi. Pavilionul Nigeriei. Haideți să vedem ce se ascunde în interior. Așa suntem întâmpinați cu acest cal realizat din tot felul de materiale, observ, de la robineți până la lanțuri, numere de mașină plăcute de înmatriculare. Foarte drăguț arată și foarte multă culoare, observ. Aici cred că ne sunt prezentate câteva personalități din Nigeria sau, mă rog, care au rădăcini nigeriene. Da, e o expoziție de fotografie, mai degrabă o incursiune în cultura țării. Aici e un perete cu produsele realizate în Nigeria, instrumente muzicale, foarte frumoase de altfel. Avem în față Tunisia, în partea dreaptă. Am vrut să intrăm în Vietnam, însă se desfășura un eveniment privat și am amânat. Vom reveni cu siguranță. Da, căutăm România, doar că se află în celălalt capăt al pavilionului. Am găsit pavilionul Marii Britanii și e foarte interesant exteriorul. Sunt câteva cuvinte inscripționate pe exteriorul clădirii. Cred că e un mesaj pe care ei îl transmit. Foarte interesant abordarea. Da. Respiră. A, dar mai am amețeală acum la ele. Foarte drăguț arată. Foarte, foarte fain. La intrarea în fiecare pavilion se află un ghișeu, să spun așa, de unde îți poți procura o ștampilă pe un pașaport. Din păcate noi am uitat să luăm, nu e vorba de pașaportul nostru de România cu care am venit aici, ci un alt pașaport pe care trebuie să-l ceri de la un alt ghișeu, doar că noi am uitat, dar ar fi super interesant. Uitați-vă, acestea sunt cuvintele donate de vizitatori, unele sunt în engleză, altele sunt în limba arabă. Foarte interesant! Sunt curioasă pe ce durată rulează. De fapt, aici e un fel de amfiteatru, observ. Cel puțin aceasta este forma. Asta a fost tot. Mă gândeam că e ceva mai mult de atât, un spectacol, dar nu. Ce vezi din exterior nu diferă mult de ceea ce vezi în interior. Singura chestie e că cele din interior sunt donate de vizitatori. Da, asta a fost tot. Ce drăguț se pozează localnici cu noi, ne întreabă, sunteți youtuber, hai să facem un selfie. Cred că am făcut vreo 7 selfie-uri până acum. Da, suntem mici vedete aici la Expo 2020. Da. Sigur, sigur. Iar aici sunt food truck-uri, unde puteți mânca. Bineînțeles, contracost. Și acum o provoc pe Andreea să mergem în Ucraina. La 2 luni de când am intrat în această țară. Și am ieșit, bineînțeles, în aceeași zi. Hello! Oh, ce frig e aici! Cu ce se laudă ucrainienii? Cu grâiele lor. Sunt foarte, foarte curios cu ce am venit noi. Uite, au venit cu... Nu, asta e românească, să știi. Cel puțin bine, aveam și noi ceva de genul ăsta.
o mașinărie inventată în România. Nu e asta. Seamănă mult oricum. Ghiță, Gheorghe sau nu știu cum se numea. Cine o știe să scrie în comentarii. Și cam așa se prezintă standul Ucrainei. Sincer, interesant, mai ales pentru străini, vă dați seama, care nu au văzut cum arată grâul. Ei mănâncă pâine, dar nu știu cum se fabrică, între ghilimele, bineînțeles. În Ucraina nu doar că se face pâine bună, ați văzut și voi grâul adineauri, ci și robotica spațială este o mândrie națională. Sunt aici câțiva reprezentanți. Foarte drăguț! Hai! Hai că nu te bagă nimeni în seamă. Cum? Vreau sunt și oameni obosiți. Da, 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 vreau să-i întreb ce-i cu acel roboțel. Data un fel de dronă spațială, mie așa mi s-a părut. Nu, e un roboțel ceva. Da. Da, oricum destul de mare standul lor. Foarte mare, e pe 3 nivele din câte am văzut de afară. Hello! Că e puțin amuzant, fiecare țară are câte un QR cod. Am scanat și eu codul Ucrainei și ne-a dat niște filtre de Instagram. Dacă îmi pun masca, nu mă mai recunoști, uitați. Acum am ajuns la mijlocul expoziției, unde avem acest domn suspendat, cu care se laudă arabii. Culorile, mai ales noaptea, sunt foarte interesante, uitați-vă și voi. Cum e, Andreea, îți place până acum? Da. Recunosc că, bine, am văzut puțin, Ion, am văzut 0,005% din expoziție, dar nu m-a impresionat nimic foarte tare, să spun. Nici așa. Pe mine, e frumos. Sunt sincer, dar... Dar trebuie să găsesc țara aceea care are ceva wow, adică depinde și de noi ce căutăm și ce găsim, că uite, despre asta e vorba. De obicei, unde e multă lume, se întâmplă ceva frumos. Hai să vedem și noi ce e aici. Uitați, sunt zeci de oameni, sute de oameni, mii de oameni adunați, dar nu știm ce se întâmplă aici. Veni Justin Bieber. Veni Justin Bieber? Aici a avut loc ceremonia de inaugurare și cred că are loc un spectacol, pentru că văd foarte mulți oameni așezați în partea aceea pe scaune. A cântat Andreea Bocelli aseară, a fost un moment nemaipomenit. Dar a fost un eveniment cu porțile închise, s-a transmis exclusiv online, nu? Da. Au fost câțiva invitați, personalități de seamă, de-ai locului, așa. Expo 2020 nu înseamnă doar aceste pavilioane sau zonele de restaurante, ci sunt și foarte multe concerte. Fiecare zi înseamnă un alt tip de eveniment. Am aflat de ce e atât de multă lume aici, are loc o proiecție, vedeți și voi cât de frumos se vede. Thank you.
poveste frumoasă, păcat că nu prea am înțeles mare lucru. E în limba arabă, dar intuiesc că e vorba despre crearea universului. Este zic părerea mea personală. Dar extraordinar jocul de lumini și s-a adunat multă, multă lume aici. Dar e foarte cald, nu știu dacă am precizat lucrul acesta. Noi credeam că Expo 2020 înseamnă... Da, o clădire uriașă, vom sta la aer condiționat. Și cred că și volumul mare de oameni degajează căldură. Da, e cumplit, mi se pare... Uitați-vă la Ion! Transpirat complet. Da. Gata, mergem să căutăm România. Și pe principiul, dacă vezi o coadă, sta la ea. Așa o să facem și noi acum, pentru că sigur o să fie ceva frumos aici. Ce părere ai, Andreea? E cam obosită și... Nu mai poate de căldură. Nu știu, eu cred că e mai umiditatea bine să vii aici mare. În noiembrie, decembrie, când se răcorește. Mi se pare cumplit. Ne-am luat câte o apă și o cola. În total au costat 8 dirhami, adică 10 lei. Am aflat ce se află în interiorul acestei clădiri Vision, pavilionul Vision se numește. De fapt, e un cadou pe care șeicul Mohamed l-a primit drept mulțumire de la Emiratele Arabe Unite pentru că a adus Expo 2020 în Dubai. Și în interior vom afla mai multe despre viața lui, despre reușitele lui profesionale și îl vom cunoaște dintr-o altă perspectivă. Abia aștept. Foarte curioasă. Aici e o expoziție de insecte. Se pare că însuși șeicul Mohamed, acasă, în palatul său, avea o cameră ce recrea deșertul și aceste pietăți se pare că existau acolo. Incredibil. Și asta ca să nu-și uite rădăcinile și antrenamentul de care a avut parte din partea beduinilor. Ați văzut filmulețul de adineaur? El a fost antrenat de un beduin în deșert pentru a deprinde anumite abilități de vânătoare, de a se feri de inamici și așa mai departe. Aici sunt câteva obiecte personale, cum ar fi această tablă de șah, mașinuțele cu care se juca el atunci când era copil. Se pare că șeicul Mohamed este un mare iubitor al cailor, dar și al poeziei și urmează acum să vedem un show. Stăm aici cu mine, suntem ca la cinema. Foarte frumoase sculpturile și foarte complexe. Și întreg pavilionul în sine este extraordinar. Interesant e faptul că aici, dacă te aprești puțin, podcoavele acestea se fixează perfect pe copita calului.
foarte interesant. Se pare că șeicul și caii săi au câteva trăsături în comun și anume disciplina, determinarea, încrederea și sacrificiul. Ca și la noi, în proiectul High Wind 2. Pentru cei ce au văzut vlogul nostru de la ferma de pele din Ras Al Khaimah, aceasta este modalitatea prin care scafandrii coborau în adâncuri pentru a le culege. Vedeți acele clipsuri pe care și le prindeau de nas? Erau legați cu acele frânghii și coșurile. Incredibil! There was one road going from the airport over the Maktoum Bridge, with really nothing else in between, except for beautiful desert. It's more of solution providers where they are training the children to be global leaders, problem solvers, innovators, and so much more. كل الجنسيات وكل العقليات وكل يعيشوا ويتعايشوا مع بعض بطريقة organic. Be a city that continues to attract some of the brightest and most creative minds from all around the world. I'm proud. Și am găsit pavilionul României total întâmplător, în ideea în care voiam să intrăm la pavilionul Germaniei și s-a aburit camera. E undeva lângă Tajikistan, destul de mare. Hai să vedem ce se află în interior. Oare ce găsim? Sunt foarte curioasă, să știi. E foarte multă lume în interior. Uitați cum arată pavilionul României. Chiar mă simt mândru acum. E și o formație, o, să ascultăm muzică românească. Hai, chiar mi-era dor. De tare, incredibil. Mami, de diferență. E, ce mă bucur că am intrat. Credeam că e privat. Chiar. Da, și eu am crezut că e privat. Pavilionul are în centrul lui un concept care aduce la oaltă fuziunea între om și natură, prin intermediul tehnologiei. A fost o muncă consistentă din partea unei echipe profesioniste. Pavilionul este în principal alcătuit din patru secțiuni, fiecare aducând în prim plan idei inspirate din tradiția și din știința românească, prin pionierii săi, respectiv Nicola Georgescu Roegen, matematician român, George Enescu, faimosul muzician, Brâncuș și Antipa. Pavilionul mai include o secție în care artiști români, în prima etapă a expoziției, este o artistă, Simina Filat, care realizează articole, accesorii din materiale reciclabile. Acești artiști se vor perinda lunar în cadrul expoziției. Avem expuse piese de ceramică inspirate din tradiția românească. Pe partea diagonală există o instalație artistică inspirată din corola Infinitul al lui Brâncuș. Și punctul fort al expoziției este barul de apă, pentru că acest lucru este permis în materie de consum de lichide în Emiratele Arabe Unite. Și venim cu o prezentare excepțională de mai multe branduri de apă, atât plată cât și minerală din România. Turiștii de astăzi, vizitatorii în principal, au fost încântați de prezentare, de această fuziune între tehnologie și puterea naturii prin intermediul omului și sperăm să avem în egală măsură, dacă nu chiar mai mulți vizitatori până la finalul expoziției. Se pare că vom asista la festivitatea de deschidere a pavilionului România din cadrul Expo 2020. Foarte multă lume și, bineînțeles, mâncare românească și se vorbește românește, mi-era dor, trebuie să recunosc. Foarte frumos, abia așteptăm să vedem cum ne va surprinde seara asta. Na, că noi nu știam de evenimentul ăsta. Am avut noroc că am intrat. Astăzi avem parte de întâmplări inedite.
Welcome to the Romania Pavilion of official opening ceremony. For the next moment, I invite you to listen to the Romanian national anthem. Welcome you tonight at the opening of the Romanian Pavilion at Expo 2020 Dubai. More than 190 nations of the world and international organizations sharing with us their achievement, innovation, technologies and culture. For Romania, this World Exposition represents a great change to chance to interact with people all over the world and showcase our tradition, culture and beautiful landscapes, as well as our creativity and innovation meant to improve people's lives and contribute to a better society. Romania has a long tradition of working together, living in harmony with the nature. In 2013, I held the position of the president of the BIE, and we've been here in Dubai for the inquiry mission. We just landed few kilometers from here at the Al Maktoum Airport, and it was nothing. It was a desert. From above, they show us a point. This will be the expo. Te-a ajutat și robotul. Cam asta e tot. Mă gândeam în timpul reprezentațiilor cât de fain ar fi fost să aduci un om precum Moș Costan, un Dan Leș, care să-ți facă un vas din lut aici, să atragi toate privirile oamenilor. Sigur că, de parte, este foarte frumos modul în care au integrat ei modernul cu tradiționalul și chiar a fost un spectacol reușit. Dar mă gândeam că ar trebui să punem mai mult accent pe tradiții și să promovăm țara asta, că e atât de frumoasă. Și în plus mi-ar fi plăcut să-i prezinte pe copiii din echipa de robotică, pentru că nu am aflat nimic despre ei, doar au fost prezenți acolo și ați văzut un robot construit de ei, a participat la tăierea panglicii, dar atât. Mi-ar fi plăcut să-i prezinte, să aflăm și noi mai multe despre ei. Dar rulează... Da, mai trecem mâine, poate se întâmplă altceva. Rulează acum imagini cu Brâncuș, cu Enes, cu informații despre ei și da, cam ăsta este pavilionul României la Expo 2020. Noi ne continuăm acum incursiunea prin Expo 2020. Probabil că acest vlog va fi filmat în două zile pentru că vom reveni și mâine dimineață. E prea mult stimul. Cum ajungem din nou la pavilionul României, pentru că aseara a fost mare inaugurare și nu am putut să vedem tot ce oferă țara noastră la această expoziție uriașă. Cam așa se prezintă Romania New Nature. Bună ziua, noi suntem echipa națională de robotică a României, suntem o echipă formată din elevi de liceu și participăm la un concurs organizat de organizația FIRST. Această organizație a început acum 50 de ani,
sub forma unei companii de prostetice, ulterior s-a extins peste tot în lume și acum 33 de ani a dezvoltat un program pentru elevii de liceu care aceștia învață bazele domeniului STEM, știință, tehnologie, inginerie și mecanică. Anul acesta, de 33 de ani încoace, este prima oară când o altă țară, în afară de America, a câștigat la campionatul mondial, am fost noi. Cel mai aproape înainte de asta a fost acum 5 ani, în care am ajuns până în finală și am pierdut-o. Aceștia sunt roboți de concurs. Ca să vă explic mai bine, tema concursului este ca roboții să colecteze aceste inele și ulterior trebuie să lanseze la niște targeturi care se află în aer, niște turnuri pe înălțime cu găuluri, cu porți pe care trebuie să le nimerească. Concursul vine mai mult ca un challenge diferit în fiecare an. La începutul lunii septembrie se propune tema anuală, în care ulterior echipele și studenții trebuie să facă următoarele. Să proiecteze 3D un robot, și ulterior ceea ce vedeți aici sunt piese printate 3D sau tăiate pe laser sau tăiate pe CNC. Totul este făcut custom în mare parte, în afară de electronică și motoare, pentru că acelea sunt ilegal să ni le customizăm. Și trebuie să venim cu un design cât mai bun, cât mai ingenios, cu care să obținem acest lucru. Evident, vine perioada de prototipare, în care noi construim diverse variate prototipuri și pur și simplu testăm ce are eficiența cea mai mare și în momentul în care suntem satisfăcuți cu eficiența acestora, ajungem la varianta finală și le îmbinăm pentru a crea un robot. Noi, cum accelerăm aceste inele, puneam presiune din laterală pe ele cu ajutorul unui perete și cu ajutorul la două motoare și o roată care se învârtea la o viteză foarte mare, le dădeam un spin și datorită forței centripede ele urcau pe înălțime și câștigau mai mult momentum. Tocmai pentru că am câștigat în America, am fost invitați la această expoziție de către Ministerul de Externe, pentru care am creat acest robot social. Este un robot care are două moduri, modul de hostess și modul de asistent. Momentan este în modul de hostess, în care stă, are un slideshow în care prezintă partenerii și sponsorii noștri și are un program de face recognition în care doar te urmărește cu capul. Poate să fie preprogramat să zică câteva replici, 3-4 introductive ca să explice persoanele despre ce este vorba. Și este programat aici la Expo 2020? Da. Vizitatorii? Da. Acolo este colegul nostru, Mihnea Fișoiu, și poate să vină să o activeze dacă doriți să aveți o scurtă interacțiune. Haideți să deschidem împreună pavilionul României la Expo Dubai! Acesta este un atelier de creație, un atelier de design vestimentar ce folosește materiale reciclabile. Din păcate, artista nu cred că este aici. A plecat chiar cu câteva minute înainte să ajungem noi. Foarte interesant. Uite niște opinci. Suntem extrem de fericiți că am venit a doua zi încât să înțelegem ce înseamnă pavilionul României la Expo 2020. Ieri fiind o festivitate de deschidere, lucrurile nu erau puse la punct pentru a primi vizitatori, dar da, e foarte frumos. Îmi plac imaginile care rulează cu Munții Apuseni, Bucovina, tot felul de obiective turistice din țara noastră. Și hai să mergem la barul de apă. Ce drăguț! Prezentul și viitorul se întâlnesc aici, uite-te!
foarte frumoasă imagine, deci când vezi așa ceva, îți vine să vizitezi România în mod sigur. Vedem barul de apă. Bună seara și bine v-am găsit și bine ați venit la pavilionul României de la Expo Dubai 2020. Teoretic, practic, suntem în 2021. Vrem să păstrăm ciclul anilor. Claudia Benea mă numesc, sunt somelierul, singurul somelier vocal de apă din România. Spun vocal pentru că eu nu degust doar apă, ci fac educație pentru consumul responsabil de apă minerală naturală. Bine ați venit la Dubai. La Dubai, România a venit cu resursa de apă minerală naturală, care este extraordinar de mare în comparație cu alte țări. Conceptul de Water Bar mizează pe resursa de apă minerală a României și invită publicul la o experiență inedită de degustare apelor minerale, venind într-o țară complet săracă în ape minerale naturale. Corect. Așadar, ei nu au izvoare și îmi pare rău că n-am ce să recomand oamenilor, dar îi invit de fiecare dată să vină în România noastră bogată. Trebuie să fim puțin mai responsabili, oameni buni. Trebuie să reciclăm ca să avem natură curată și să trăim într-o lume frumoasă. Dar trebuie în același timp să prețuim apa minerală naturală, căci avem parte de ea tot mai puțin pe planetă, iar noi suntem bogați, suntem cu adevărat bogați. Aura, de fapt, este cea mai prețioasă apă a României. Din ce motiv? Este unică în lume pentru coloizii de aur și de argint. Are un pH natural de 8,5 și are cea mai lungă călătorie ca și izvor. Izvorăște din munții Domnecei, dar este îmbuteliată la Ogna de Fier. Eu mă bucur foarte mult și are un succes nebun aici la Dubai, în afară de faptul că are o etichetă foarte atractivă și se potrivește cu, să zicem așa, luxul de la Dubai. Dar ea este prețioasă din punctul meu de vedere ca somelier, nu la o etichetă mă uit. Eu mă uit la apa pe care o bem, cu care rămânem în noi, să spun așa, povestindu-le oamenilor despre frumusețile României și despre povești, nu despre legende, despre poveștile reale a izvoarelor pe care le cunosc din România. O familie din Germania, doamna cu lacrimi în ochi, mi-a cerut să mă îmbrățișeze. Doamnă, pot să vă îmbrățișez? De cât de frumos i s-a părut povestea pe care i-am spus-o despre izvoarele din România. Am mai avut copii care nu știu să bea apă și pe care i-am învățat aici să bea apă, pentru că i-am învățat că România are izvoare cu apa zânelor și au fost atât de fascinați. Le-am spus povestea, de exemplu, Aura, care are aici o zână pe sticlă și că o să se bucure tare că o să bea apa și că o să le strălucească pielea și o să fie. Și așa este, e corect, pentru că cu cât ne hidratăm mai mult cu apă de calitate, cu atât suntem mai sănătoși și o să se vadă și pe noi. Dacă ajungeți în Dubai până la sfârșitul lunii martie, veniți aici și chiar am aflat o informație foarte importantă și anume că pe 1 martie este sărbătorită România la Expo 2020. Fiecare țară are câte o zi și 1 martie este ziua României. Da, ne mai pomeniți, mulțumim! Uite că norocul nostru este că am revenit, pentru că în ziua deschiderii, atunci când are loc festivitatea, nu sunt amplasate toate atracțiile, standurile, să zic așa, da. Și ne formam o impresie greșită. Deci mulțumim Ion încă o dată pentru această șansă. Și da, vă încurajăm să veniți aici. Mulțumim. Am ieșit de la pavilionul României. Din păcate vă anunțăm că nu îi veți găsi aici pe copiii de la robotică și nici pe cei din trupă. Vor fi aici doar câteva zile, apoi vor reveni în martie, atunci când va fi sărbătorită România. S-a aburit camera. Mă vedeți în ceață, știu. Let's go, să ne continuăm. Hello. Mergem în Maldive, Ion, te duc astăzi? Da, hai, da, în seara asta vreau. Vrem o bălăceală, puțină plajă, nisip alb. Când am intrat în Maldive. Oh, ce fain arată. Uite, niște... Are un aer fresh așa. Da, niște produse tradiționale, coșuri împletite, vezi? Foarte frumos.
uite, e mai autentic locul ăsta, parcă într-adevăr mă duce cu gândul la Maldive, știi, are mai multă autenticitate. Personalitate, uite ce fac interesant. Personalitate, identitate, da. Putem să ne așezăm oare? Nu cred. Dar ce frumos e în Maldive. Uite că m-a convins pavilionul lor să le vizitez insulele. Să mergem în Portugalia. Am vrut să mergem în Canada, dar era închisă. Și-a închis granițele pentru noi în seara asta. O să mergem mâine. Și uite că ajungem în sfârșit. Dar Ion, tu îți dai seama la noi, la pavilionul României, cum ar suna o doină românească? Sau o piesă cântată la fluier de Moș Costan cu Țulca din Bucovina. Haideți să vedem ce are Portugalia. Fiecare cred că o să stăm într-un loc din acesta luminat. Ce crezi că se întâmplă? Nu știu, se aprinde ceva. Dansăm lambada. O să fim protagoniștii unui spectacol, probabil, cred. Nu. Dar asta pare să fie o experiență așteptată, să știi, genul ăsta de experiență dure. Tradiționale, până la toate locurile pe care ni le-au arătat, plaje, munți, insule, formidabil, nota 20 pentru experiența pe care ne-au oferit-o. Nu s-a terminat. Dar la un moment dat mă simțeam parte din poveste, vezi, aici ne sunt prezentate principalele obiective turistice, foarte frumos și pe pereți sunt foarte multe panouri. Deci chiar îmi place, uite, Portugalia, da, jos pălăria. Era foarte pavilionul lor e super, super. Uite, mâncare, îți prezintă feluri de mâncare aici. Cel mai bun restaurant fine dining din Portugalia. Podgorii. Da, mi-a plăcut incursiunea, pentru că n-a fost doar turistică, ci au mers și pe elementele economice, ce produc ei în momentul de față. Foarte frumos. Ah, și uite, poți să faci niște teste aici pe pereți, niște... Ia. Portugal Challenge. Ia să vedem. Să vedem ce notă e. The first park in the world. Băi, nu știu, Lisabona. Expo 2020. Acum, ca să înveți, am câștigat 76 de tone, bravo, Ion. Bravo, Andreea. Asta e fotovoltaice. Am câștigat 2-1 pentru mine. Hai, e rândul tău. Bravo. Bravo. La 30 până la 3. 4 din 5. Deci mă potrivesc, da, mă potrivesc pe profilul lor, știu puține lucruri, dar fac o treabă excelentă, asta e clar. Bravo, Portugalia, bravo, bravo! Am ajuns în Porto, oare? Ce frumos arată peretele acesta. Acum mergem la o cafenea, înțeleg că se află la parterul acestui pavilion.
Haideți să vedem despre ce e vorba. Miroase cafea. Aici sunt expuse, da, acesta se numește marketing foarte bun. Aici sunt expuse produse tradiționale, lucrate manual, fabricate în Portugalia și vândute aici vizitatorilor, turiștilor. Ia uitați, 36 de dirhami, un vas din acesta ceramic, cred că e, da. Foarte frumos arată, tot felul de produse. Deci mâine reluăm vizita la pavilionul României, poate ne schimbăm părerea. Nota 10. Până acum este pavilionul meu preferat, Portugalia, și cred că va fi și una dintre țările preferate. Cred că o să încheiem vlogul aici, pentru că ne retragem și noi către casă. Multe pavilioane s-au închis, deși ora de închidere oficială este ora 2 noaptea. E prima zi, încă se mai lucrează probabil la anumite detalii. A fost foarte frumoasă, dar foarte intensă, e foarte obositor să știți. Da, foarte multe informații. Multe informații, da. Mâine probabil că vom, adică ne-am propus sigur să vedem Rusia, Germania, Statele Unite, Canada, Japonia și cine știe, poate Indonezia. Călătorim și noi prin țările prin care am mai fost. Depinde ce găsim. Depinde ce găsim, da, și probabil că vom merge și la România, încât să ne facem o idee clară cu privire la ce se întâmplă acolo. Eu îmi dai peste oameni. Cer scuze, eu merg cu spatele ca să o filmez pe Andreea. Da, cam asta a fost prima zi la Expo 2020 și am încercat și noi să înțelegem ce se întâmplă. Sperăm că am reușit în mare parte. Și îmi cer scuze dacă imaginea a fost puțin tremurate. Nu am avut gimbal și da, nu o să am aici. Da, filmați fără gimbal și nu avem voie cu gimbal, dar cu aparatul și să filmăm este permis. Așadar, ne revedem poi mâine cu un nou vlog de la Expo 2020. Vreau să testez niște gadget-uri, niște inovații, să văd niște invenții extraordinare. Până acum doar am călătorit la nivel turistic puțin superficial, să spun așa. Da, așadar ne revedem peste două zile. V-am pupat de la Expo 2020.